Voi oameni, priviți pe Domnul. El, minunea primăverii, răsăritul cel nou va aduce. De ce vreți să trăiți în iarnă? Sigur recunoști în ea pe tehnic curat de cer. La
Narcisa pare o stea văzută din prinsul îndepărtat. E solia cea neprețuită a mântuirii de păcat. După cel minunat, peluciul apei ne apare ca roa de apei curat chiar din mol ne apare. Dacă fiecare frunză ce cade poartă în lacrima ei rostul durerilor lui, dacă la fiecare pas auzi o șoaptă despre el, mă întreb, pe căile vieții, alături mergând, noi despre ce altceva am putea să vorbim? Putem vorbi despre credință. Aia este ca o floare de cactus, rezistă la o scârciune. Dar pentru aceasta are nevoie să adune multă, multă apă vie. Putem vorbi despre bunătate. Ea este ca o floare de crin plăcut mirositoare. Îți oferă comorile binecuvântate chiar și atunci când este călcată în picioare. Bunăvoința este parfumul unei flori. Ca să înțelegem importanța bunăvoinței, să ne gândim la o floare care nu are niciun parfum. La fel este și omul lipsit de bunăvoință. Despre loialitate, putem spune, este ca floarea soarelui. Ea nu se abate nici la stânga, nici la dreapta, ci privește fața plină de lumină a celui ce ne iubește. Cea mai frumoasă grădină e inima plină de flori, în care o mână divină plouă iubire din zori. A naturii carte sfânte deschisă oricui să învețe înțelepciunea din știința cerului. Să privim în ea cu toții pe acest pământ înfrigurat, din frila cu primăvara avem multe învățări.